Hei, salutare colegi colmbofi și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul meu, Începătorii Colmofili. Astăzi, din câte vedeți, facem un video cu porumbei. Nu am mai postat de o perioadă de timp, destul de mult. Și astăzi m-am gândit să fac un video. Ieri am despărțit masculii de femele. Aici am lăsat masculii, iar în curte am băgat femelele. Vom merge și la ele. Aici, din câte vedeți, este puiuțul. Am făcut un video în care am arătat că și el mănâncă singur. Adică este ultimul meu video. Restul porumbelor se simt bine. Deja s-au cunoscut și puii care sunt masculi și femele. Erau 2 și 2. Ba nu. 4 și 3, pentru că acesta e pui, acesta mai e acesta de aici din Sputnik pui și mai e ăla de acolo. Sunt 4 și în curte mai era unul. De fapt, în curte sunt 2 sau 3, nici nu știu sigur. Da, deci o pereche, am uitat să vă spun, am vândut-o ieri și am mai rămas cu 16 porumbei cu puiul ăsta mic. Și acum să mergem în curte la femeie, pentru că aici la mascul nu mai am ce să vă arăt. Deci aici avem femelele. Am mai făcut videouri aici. Acum am să deschid să vă arăt toate femelele. Aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femele. Am pus aici unde să stea, dar văd că nu s-au pus. Da, acestea, ăsta e un pui, la fel ca și aia de acolo. Restul sunt femele adulte. În crescătorii acolo la porumbei, poate ați văzut o față de boxă nouă. Am făcut-o eu, așa vreau să le fac pe toate. Am uitat să vă arăt. Aici la femeile le-am adus apă, trebuie să le aduc, adică trebuie să le fac o hrănitoare mai mică, care să le pun și hrana. Și aici vor sta femeile. Eu din câte zic, asta este o femeie, pentru că se vede după formatul ei, că este o femeie. La fel ca și aia de acolo, cu negru, alb cu negru. Ar fi putut să le pun aici apă, dar aici au stat niște găini pitice. Astea de aici. Și de aceea am pus sticla aia acolo. Aici aveam și unde să le pun grid. Vedeți acolo? Și aici am să închei acest video, atât am să vă spun că am separat porumbeii, femele de masculi. Și nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc și pentru suma de 245 de abonați. Și noi ne revedem cu un nou video pe curând.